Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de unboxing-uri. Bine, de data aceasta avem un colet de la popsockets.ro, un site foarte tare care fac niște popsocket-uri, deci practic popsocket-uri originale. Hai să le vedem cum sunt. Nu uitați să apăsați pe celul nou de like dacă mai vreți să facem dacă mai vreți să facem unboxing-uri pe viitor. Și nu înțeleg cum dracu e plicul ăsta. Deci Fan Courier are cele mai întortocheate plicuri pe care le-am văzut vreodată. Așa. Să vedem cine au trimis. Deci avem un de-asta pe care scrie popsockets, cum să-l folosești, din astea. Lipește, închide, repoziționează. Foarte tare. Și aici practic cum poți să le pui. Bun, hai să vedem ce ne-au trimis. Perfect. Deci avem 3 modele aici. Acesta este cu suport pentru mașină sau nu neapărat mașină, pentru suport de orice. Vedeți gripul acesta. Acesta este așa cu un vultur, ăsta e normal negru de plastic. Vedeți? Și ăsta este normal negru, dar de aluminiu, care e foarte, foarte tare. Bun. Zice să-l tai cu foarfecă, eu n-am un foarfecă, am un cuțit de bucătărie, dar da, perfect. Hai să-l vedem pe acesta negru. Bun. Observ că e de o calitate foarte, foarte mare. Mă rog, e și destul de scump, dar este original. Am câțiva colegi la școală care au din astea care nu sunt originale și au dat vreo 20 de lei pe ele. Și gen trași de ăsta super greu, știi? Și era unul de metal, așa, de aluminiu, știi? Și avea o gen o lumină din aia așa care trecea pe aici. Și noi și chiar credeam că e super mișto. Și când a venit, de fapt, era o poză cu chestia aia. Ăsta e chiar de aluminiu, se simte față de ăsta de plastic. E foarte, foarte tare. Bun. Deci nu mă judecați că tai ambalajul cu un cuțit, vă rog. Bă, dar ce ușor se rupe ambalajul ăsta. Haide. Oh, și a sărit de aici. Deci le avem pe astea. Mai avem combo-ul cu pop socket și holder. Bun, deci ăsta e holderul. Vedeți că are un... După 20 de minute am reușit să le scot pe toate. Deci vedeți, ăsta este cel de aluminiu și ăsta este cel de plastic. Pe video nu cred că se vede vreo diferență, dar în viața reală chiar este o diferență. Bă, nu e chiar așa mare, nu știu dacă are rost să să plătești mai mult pentru ăsta, mai ales dacă vrei să-ți iei combo, poți doar cu ăsta negru normal. Ăsta e ok, e un pic mai mare, văd, un pic mai mare. Și se simte un pic mai bine, nu e mare diferență. Și ăsta cu bufnița chiar arată destul de drăguț. Am aici telefonul meu, un Samsung Galaxy S7. Și hai să lipim ăsta negrul, vreau eu pe telefonul meu. Wow, și văd că ăsta are un lipit ceva destul de tare. Știu că celelalte aveau o bandă de aia dublu adezivă super, super urâtă. Hai să vedem cum țin telefonul. Deci țin telefonul așa. Ceva de genul ăsta, deci o să-l pun destul de centrat. Așa să scrie și popsockets.com aici. Stai. Uite fix aici. Bun. E centrat? Nu prea. Da, nu mai stau să-l dau jos. Și așa arată. Eu zic că arată destul de drăguț. Și chestia asta te ajută să-l ții mai bine. Gen, poți să-l ții așa când te uiți la un videoclip. Știi, nu te să-l ții așa. Îl ții așa doar cu două degete. Poți să faci poze mai ușor cu el, că nu-ți tremură mâna așa mult. Și poți să nu-l scapi. Gen, e foarte tare. Se că scrie pe pliantul ăla, cum pot să-l scot dacă am probleme cu el. Mamă, de se deslipește super, super ușor, dar văd că lipiciul ține. Ceea ce e foarte, foarte tare, adică poți să repoziționezi super, super ușor. Fără să te chinui. Acum e mai centrat, da, mult mai bine. Da, nu știu, eu zic că arată destul de interesant și hai să vedem și holderul ăsta. Deci, practic, să zicem că noi lipim ăsta de frigider. Nu, să zicem că lipim de frigider, da? Putem cu ăsta închis, da? Deci cu ăsta închis, pac, am pus și telefonul va sta pe frigider. Și când vrem să-l luăm, pac, tragem de telefon și va ieși, ceea ce e foarte tare. Chiar o să mă gândesc unde o să pun ăsta, pentru că mi se pare destul de interesant, sincer. Și o să-l țin ăsta pe telefon, pentru că chiar îmi place, chiar e super tare. Și se face așa micut, știi, și telefonul stă destul de subțire.
Unde și cam asta acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel nou de like, să vedem câte lucruri putem strânge la acest episod. Și da, eu am fost Gam, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!